Dragi prieteni, bună dimineața! Pacienții spun interlocutoarei mele din această sâmbătă, îngerul cu stetoscopul de gât. Ei bine, am profitat de acest portret blând ca să vorbim astăzi împreună despre lucruri grave. Alături de mine și de dumneavoastră la mic dejun, medic primar în oncologie medicală, dr. Renata Dediu. Bine ați venit, doamnă doctor, bună dimineața! Bine v-am găsit, bună dimineața! Abia aștept să bem o cafea împreună. De mult îmi doream să facem asta, tocmai ca să prindem un pic de entuziasm pentru... Bună dimineața, bine v-am găsit la Grădina Verona. Cu bună dimineața! Un cappuccino, vă rog, cappuccino. Și o apă plată. Ne-ați auzit, așa că vorbeam de cafea. Mie, ca de obicei, cappuccino, mulțumesc. Am să o spun răspicat. Vă ocupați de foarte mulți ani de o boală înfricoșătoare. Pacienții dumneavoastră au felurite tipuri de cancer și trebuie să le spun celor care ne urmăresc în această dimineață că mie însă mi-a luat ceva timp să mă pot apropia cu calm de acest subiect. Așa că trebuie să mă ajutați și să răspundeți dacă există sau câtă viață există, de fapt, după un diagnostic de cancer. Contează foarte mult momentul în care este depistat cancerul. În ultimul timp dorim să depistăm cât mai devreme, cât mai precoce, pentru că există tratamente curative în stadii incipiente de boală. Există viață și după cancer cu ajutorul familiei, al prietenilor și cu ajutorul profesioniștilor în sănătate. De acest lucru vă asigur. E clar că e așa. Nu întâmplător producătorul nostru a pus aici un trandafir in vitro. Cred că simbolul e de fapt chiar viața care înflorește sub veghe, așa cum faceți dumneavoastră. Și acum vine întrebarea mai ușoară, pentru că mor de curiozitate să vă întreb cum ați putut alege o astfel de specializare. E dificil, cred, și ca tânăr medic care încă nu e rezident, să iei o astfel de decizie, să te ocupi o viață de tumori, de oameni care au disperarea în ochi, care spun cu nedumerire și revoltă, nu se poate să mi se întâmple mie asta. În medicină, toate bolile sunt grele pentru pacienți. Nu există boli ușoare. Există boli, pacienți și fiecare pacient este luat în parte. Oncologia nu este cu nimic mai grea decât alte specialități. În schimb, cred că aici poți să faci lucruri pe care nu le poți face în alte specialități, să dai speranță acolo unde probabil că de principiu nu mai există. Am ales oncologie fiind îndrumată către acest lucru de dorința mea de a putea face ceva într-un domeniu în care lucrurile sunt cumva în fază de cercetare. Nu pentru că eu aș fi un cercetător. Eu pot să pun în practică ceea ce alții cercetează. Vă considerați un practician și cred că chiar sunteți, pentru că foarte greu v-am chemat încoace, fie și într-o zi de sâmbătă, dragi prieteni. Când nu e la cabinet, când nu e la spital, e la o conferință în țară sau în străinătate. Aproape un dans acrobatic am făcut să vă găsesc o clipă liberă, am reușit. Acum, pentru că bem cafeaua, chiar să o bem, vă întreb, sunt multe momente în care ajungeți cu pacienții dumneavoastră după un tratament anevoios la un moment ca ăsta, liber al cafelei. Există astfel de momente? Da, absolut. Există astfel de momente. Și atunci explodează bucuria. Și în sufletul meu și în sufletul pacientului. Să știți că am fost detectiv, nu știu dacă știați, o vreme lungă, destul de lungă. Am măsurat cu pașii lungul coridor de la clinica în care activați de vreo 11-12 ani, dacă am socotit bine, am să spun imediat. Am vorbit cu foarte mulți pacienți și am văzut și o secvență aproape de film, tulburătoare în orice caz. Consoarta unui pacient, probabil vârstnic, nu mi-am dat seama foarte mult din dialog, la un moment dat a bătut ușor la ușa cabinetului, erau foarte mulți oameni care așteptau și v-a adus o Biblie. Am văzut această secvență, n-am auzit ceea ce ați vorbit dincolo de ușă, dar când ați condus-o pe doamna respectivă înapoi în hol, v-a spus așa, vă rog să vă rugați pentru el.
De fapt, era ultima secvență profund umană dintr-un drum lung, mi-am dat seama. Din păcate, avem de-a face și cu astfel de cazuri, destul de mult, din păcate. Dar poate în aceste situații nu putem face cel mai bine din punct de vedere medical, dar cred că putem face cel mai bine din punct de vedere uman. Să fim alături de familia care trece printr-o grea încercare. Să constituim un mic suport, pentru că ei au nevoie de foarte mult suport, dar un mic suport. O ușă care se deschide atunci când au nevoie. Cred că acesta este rolul nostru în astfel de situații, sincer vă spun. Nu avem pretenția că vindecăm cancerul și nu avem pretenția că vindecăm pe toți. Cu toate că există, țin să repet lucrul acesta, există stadii de cancer care se vindecă, dar nu este din păcate aplicabil tuturor pacienților. În stadiile în care știi că nu mai poți face lucrul acesta, atunci trebuie să te translatezi într-un suport emoțional pentru pacient și familia lui. Au foarte mare nevoie de lucrul acesta. Am admirat felul în care vă puteți implica, sincer. De fapt, ce vă ajută? Bun, experiența, de acord, dar dincolo de ea, ce vă reîncarcă? Poate marea, pentru că v-ați mare. Marea, am spus bine, marea, da, sunt născută la mare și recunosc că acolo îmi găsesc sursa de energie. Sunt o iubitoare de mare veșnică, îndrăgostită de mare, și vară și iarnă. Adevărul e că dacă am fi schimbat o clipă rolurile și eu m-aș fi născut la mare, n-aș fi lăsat asta nici măcar pentru televiziune. Cred că este tatuul vieții mele, sincer. Este un mare noroc. Și cu toate astea, ați dat tatuul ăsta pe oncologie. A fost un post scos la concurs, am aplicat pentru el, l-am luat și am rămas în București. Și după aia v-ați îndrăgostit de ceea ce urma să faceți? M-am îndrăgostit dinainte de ce urma să fac. Am dorit întotdeauna să lucrez cu oamenii. Îmi plac oamenii, îi iubesc. Și pot să vă mărturisesc, când eram copil, vroiam să mă fac învățătoare sau profesoară ca să lucrez cu oameni, cu copii de vârsta mea, sau chiar vânzătoare, am vrut să mă fac tocmai pentru a interacționa cu persoana. Ulterior, bineînțeles, mi-am florit acea gând pe care bănuiesc că l-au toate fetițele la o anumită vârstă de a se face medic și am crescut cu dorința aceasta. S-a îndeplinit, nu știu dacă a fost neapărat singurul lucru care puteam să-l fac, dar acum, retrospectiv, nu mă văd făcând altceva. Știu asta, pentru că da. Am început cu ce era dantelat, adică cu portretul acela despre care pacienții spun, așa cum am deschis dialogul nostru, îngerul cu stetoscopul de gât, dar se mai spune și altceva, știți? Știți, nu? Nu știu. Măritata cu policlinica. Da, se poate. Da, se spune și așa ceva. Nu-mi pasă de lucrul acesta. Ceea ce fac, fac cu plăcere, cu convingere și fiecare poate să interpreteze cum dorește. Da, viața într-adevăr are și alte valențe pe care poate nu ajungi să le deplinești dacă stai foarte mult la cabinet. Dar dacă faci cu plăcere ceea ce faci, cred că te împlinește și pleci acasă îmbogățit. Adică îmi sugerați, în alte cuvinte, că totul are un preț și nu mai contează. Absolut. Acela a fost prețul. Acesta a fost prețul în situația mea. Nu cred că este prețul pe care îl plătesc toți medicii. Cred că așa a fost să fie în viața mea. Am colegi care au aceeași dedicație și care au o viață poate mai bogată ca a mea, din punct de vedere social sau profesional. Dar asta sunt. Asta sunt și mă accept așa cum sunt. Cred că sunt comparații superflue în care nici nu e cazul să insistăm. Să, până ajungem la malignități și alte nenorociri ale oamenilor, mai vorbim un pic despre mare, de acord? Pentru că mi-a spus o interlocutoare, tot femeie, o tânără doamnă care e copilot pe avioane de pasageri, când am întrebat-o, pentru că era născută tot la Marea Neagră și am întrebat-o cum de ales să fie printre nori, i-a zis, păi, îmi lipsa ceva, nu văzusem marea de sus. Ce frumos, da. Și după aia mi-a spus așa, deși am vorbit prea puțin înainte de dialogul ăsta filmat, mi-a zis, și acum îmi place Bucureștiul ca și cum ar fi al meu. Ce vă place din București? Îmi place că e un oraș efervescent. Îmi place că la orice oră din zi și din noapte este mișcare. Îmi place, am nevoie de acest lucru. Mă ține în energie, în mișcare. Sunteți, de fapt, campionul celor care rămân să se trateze în România, se duc pentru problemele lor în cabinetul dumneavoastră, nu în Turcia,
nu la Viena. Nu toată lumea cred că are posibilitatea financiară să se ducă în Turcia la Viena. Mi-am dat seama că nu e vorba doar de o potență financiară. Asta am văzut studiindu-vă cu grație și în tăcere și fără să știți asta. Probabil ați aflat la un moment dat. Dar oamenii care stăteau în sala de așteptare și care aveau și precedente medicale externe, să le zic așa, unii dintre ei, veneau la această clinică, culmea, care nu are decât foarte puține tangențe cu oncologia, am să spun. Absolut. Imediat, veneau pentru dumneavoastră. Poate că până la urmă, parte din reușita unei vindecări se datorează și acestei alchimii dintre medic și pacient, credeți? Cred că se datorează comunicării între medic și pacient și relației sub nivelul cuvintelor care se creează între medic și pacient. Cred că relația emoțională dintre medic și pacient este cea mai importantă. Mai importantă decât ceea ce poți să-i oferi ca medicație absolută, alopată, este importantă încrederea pe care poți să o câștigi din partea pacientului. Și cred că efectul pozitiv asupra tratamentului este foarte mare atunci când pacientul are încredere că ceea ce îi oferi este spre binele lui. Lucrați, spuneam, și am lăsat discursul la jumătate, într-o clinică mică, da. Mi s-a părut chiar foarte mică, foarte în mic. Sectorul 3 al Bucureștiului, da. E și cumva ascunsă, obturată de o policlinică mare, da. Și în spatele acestei policlinici mari e această clinică minusculă Constantin Gorgos și ea are de fapt specializare boli psihiatrice. Da. Este tot o întâmplare administrativă. Pe scurt, dacă îmi permiteți să o povestesc, postul pe care l-am obținut prin concurs a fost de fapt în policlinică, a fost o policlinică Titan. Era un cabinet de oncologie, de ambulator, în care eu ca medic-oncolog puteam să ofer pacienților tot felul de servicii, inclusiv administrative, de terapie de durere, de tratamente specifice. La un moment dat, în 2006, cred, din punct de vedere administrativ, policlinica a fost desființată pe niște considerente absolut medicale și probabil bine gândite. Curios, adică cineva, un decizional a gândit că românii, da. Sunt atât de sănătoși în capul lor încât nu mai merită. A fost desființată doar administrativ, fiecare medic putând să își ia în brațe propriul cabinet și să desfășoare o activitate privată, ca să spun așa, în relație contractuală cu casa de asigurări. E o poveste destul de complicată, încălcită și nu cred că are... Chiar sofisticată și reală. Da, adică da, ce? Absolut. Ca și cum ați fi avut un cabinet într-o rulotă și puteați să vă mișcați cu rulota, exact. În alt spital, da. Sau cum? La oncologie era o situație particulară, pentru că derulam medicamente de program național și nu aveam voie să ne luăm în propriile mâini soarta unui cabinet. Și atunci cineva a decis că trebuie să fiu în grija administrativă a unei clinici de stat, cea mai apropiată fiind spitalul Dr. Constantin Gorgos, care era spital de psihiatrie, deci fără nicio logică. Managerul spitalului, da. Mi-a spus, nici nu ne trecuse prin cap să vreodată. Facem oncologie. Absolut. Aici. Și acum suntem foarte bucuroși, avem un renume, grație doctoriței Dediu, și pacienții vin aici, uneori străbat, vin și din provincie, mi-a spus. Da. Asta e, nu cred că există mulțumire mai mare. Da, aceasta este mulțumirea mea, dar ce vreau să punctez este că fac zi de zi ceea ce fac mulți alți colegi de-ai mei. Orice încercare a mea de a pune în termen de eminență ceea ce faceți e refuzată. O să schimb tactica. Bun, deci faceți ceea ce fac o mulțime de alți medici. Da. Parte dintre acești campioni au fost aici în sfârșitul sezonului trecut, a fost chiar profesorul străinul Cercel cu care am vorbit despre acest sindrom care e formulat americanește, dar e foarte românesc, burnout. Adică da. Epuizarea exagerată, colapsul medicului la serviciul lui. Și acest renumit virusolog îmi spunea chiar acest detaliu, că cei mai expuși dintre medici sunt oncologii, cei care se ocupă într-adevăr de microorganisme, virus și bacterii și tinerii rezidenți care fac nesfârșite gărzi. Care muncesc foarte mult. Nu pot să nu pleci acasă cu emoția negativă pe care ți-o transmite pacientul, din păcate. Nu poți, oricât de profesionist ai dori să fii și cât de mult ai dori să te detașezi de lucrul acesta, pentru că așa ar fi corect, să lași
la servici grijile serviciului, la cabinet și să pleci acasă gândindu-te doar la ce ai tu de făcut. Nu se poate acest lucru, din păcate. Pleci în fiecare zi încărcat cu o bucățică din bucuria sau din tristețea pacienților care trec pe la tine prin cabinet. Din fericire există și bucurie, pentru că altfel probabil că ne-am epuizat mult prea repede. Dar găsim... Puteți să-mi spuneți, da, răspica, doamna doctor, câte sute de pacienți aveți? Că eu știu, dar vreau să recunoașteți asta deschis. Cât sunt? Nu știu. Nu știu să vă răspund. Nu le țin socoteala. Avem probabil mii de pacienți în urmă, de ani de zile. Sunt pacienți, dar care... acum, în agenda acum... activă anului 2019, am aflat o cifră care m-a copleșit. Am înțeles că sunt peste 450. Au fost odată, vă spun, acum sunt mai puțini și lucrăm un pic mai detașat, fiind mai puțin. Este mult mai bine, avem mai mult timp să oferim omului din fața noastră, pentru că altfel totul devine o rutină. Am să iau cu întrebarea profanului, că vedeți câte volute fac încercând să ameliorez, așa cum mă pricep eu, destul de ineficient, această drama cancerului, despre care specialiștii spun că în următorii 20 de ani va fi o epidemie mondială. Aproape și că, epidemie, de fapt, vom suferi de ea așa cum facem, de fapt, guturai. E un verdict îngrozitor. Este cutremurător. E cutremurător, da, într-adevăr. Da. Pe scurt, cancerul doare, cancerul nedepistat. Discut de cancerul nedepistat, da? Din păcate, cancerul nedepistat nu doare. Dacă ar durea de la bun început, ar fi minunat. Ne-am duce ca la stomatolog când ne doare măseaua. Și poate l-am depista în faze incipiente, în care este curabil, este tratabil. Din păcate, de cele mai multe ori și foarte mult în România, din nefericire, descoperim cancer în stadii local avansate, inoperabile sau metastatice deja. Aici tratamentele sunt de a întreține boala, de a o face să remită un pic. Este un joc permanent de luptă între boală și tratament. De fapt, între viață și între moarte. Viață și moarte, da. Sunt oameni care pot să spună că au învins cancerul, sunt oameni care se luptă din răsputeri să-l învingă. Din păcate încă. Și mulți, foarte mulți în stadii avansate în România. Fiecare medic bun în parte, la începutul carierei lui, are acest vis suprem, că pe parcursul traseului profesional, cred, poate ați trăit asta, absolut, absolut, se vor găsi remediile, soluția și vindecarea, implicit. Dacă doriți să vă mărturisesc, când am luat specialitatea, apropo că m-ați întrebat ce anume m-a îndemnat totuși, da, să știți că am avut câteva opțiuni cu care am jonglat. În oncologie mi se părea că este un drum nou, cu o deschidere extraordinară și naivitatea mea, probabil, de student de medicină, am crezut că în vreo 10 ani de zile, mi-am făcut eu socoteala așa, boala aceasta va avea un tratament absolut, adică așa cum s-au tratat și alte boli. Ați spus că într-un deceniu Într-un deceniu m-am gândit că sigur voi face tratamente curative și chiar profilaxie. Și m-am gândit ce bine va fi de acum încolo. Am zis, voi fi specialist 5 ani, voi da primariatul, voi mai lucra 5 ani. Cam în 10 ani, 15 ani maxim, așteptam să vindec pe toată lumea care intră la mine în cabinet. Din păcate nu se întâmplă lucrul acesta, dar există oportunități destul de multe pentru tratamente novatoare, foarte bune, aplicabile pacienților noștri, dar încă fără accesibilitate atât de mare. Știți că există o legendă, în parte o legendă urbană, în parte un adevăr crud al profesioniștilor, că nici nu există interes la nivel global să autentificăm o soluție de vindecare câtă vreme industria de citostatice e atât de puternică și de scumpă. Nu deschideți cutia Pandorei. Da, deci e o cutia Pandorei în continuare. Este o cutia Pandorei în continuare și noi ne întrebăm dacă suntem pe calea cea bună totuși. Medicamentele novatoare sunt din ce în ce mai scumpe, din ce în ce mai greu accesibile pentru sistemele sanitare din foarte multe țări, nu numai din România. Și atunci ne întrebăm dacă această cale pe care o urmăm este calea corectă. Aveți în gând, pe măsură ce înaintați în experiență și prestigiu, această problemă a moralei medicinei? Da. Pacientul
cu astfel de diagnostic în stadii avansate, nu trebuie să încerce imposibilul, din păcate. M-am uitat pe niște statistici medicale și pe clinici de la Istanbul, celebre și doldora de pacienți, da, care deja invită, nu mai discut pe ce tarife exorbitante, pacienți inclusiv din România, pe niște terapii care sunt în exercițiu, nu sunt absolut validate. Absolut. De pildă această chemotermie cu un soi de chimioterapie asistată de insulină și de, da, temperatură. În, sunt de multe experimente în, bun, acest domeniu. Și, da, atunci e normal să lăsăm liber spre pacienți o asemenea... Nu este normal, dar nu te poți opune. Decât discutând cu pacientul. Dacă el dorește să înțeleagă ceea ce îi spui, înțelege. Dacă nu, este liber să facă ce dorește. Dincolo de riscul acestui experiment pe propria piele, rezultatele medicale ale unei astfel de metode în flux sunt valabile, sunt convingătoare? Rezultatele nu sunt convingătoare la acest moment, tocmai că nu există studii foarte clare care să valideze acest lucru. Dar cred că disperarea fiecăruia nu ține cont de asta. Fiecare consideră că poate face parte din acel eșalon, poate de 1-2% de pacienți care au răspuns la tratamente novatoare sau, în fine, experimentale mai degrabă, le spune. Cred că fiecare dorește într-un fel să obțină leacul. Am văzut pacienți ai dumneavoastră care au o vechime de 15 ani, de 20 de ani de tratament, ceea ce e îmbucurător, înseamnă viață, ei veneau pe picioarele lor, trăiau normal, interacționau cu alții și mai ales încurajator e faptul că metabolizaseră diagnosticul, ca să spun așa, și vorbeau despre el cu ușurință. Sunt pacienți care au avut șansa la tratamente cu intenție curativă. Sunt pacienți care vin de ani de zile la controle periodice. Atâta tot. Ei la ora actuală nu mai fac poate niciun tratament. Sunt și pacienți care fac tratamente de întreținere, poate nu chiar 15 ani, dar sunt pacienți cu o durată lungă de tratament și cu tratamente cu frecvență destul de mare, la 2 săptămâni uneori sau la 3 săptămâni. Dar acei pacienți pe care cred că i-ați văzut dumneavoastră sunt pacienții care pot să spună că au învins boala și care încearcă să-și întrețină o viață normală și care vin doar pentru control periodic. Când spun în termen medical că am învins boala? Acum am vorbit cu profesorul Cercel, care mi-a exemplificat aici ce înseamnă pe hepatite, de pildă, o vindecare funcțională. Am bănuit, am intuit că și la toate tipurile de cancer, și sunt vreo 100 de tipuri de neoplasm, există o marjă, probabil 5 ani, sau care e această limită de timp. Nu există o marjă foarte clară, bătută în cuie. Se spune că un cancer depistat, care este tratat chirurgical, chimioterapic, hormonoterapic, cum este nevoie, are un risc de recădere mai mare la, în primii 2 ani după depistare și un, deci al doilea de recidivă, risc de recidivă, da, și un al doilea risc mai crescut la 5 ani. Dar nu există un cut-off. De aici încolo nu vei mai face niciodată recidivă sau de aici încolo vei fi sănătos veșnic. Nu. În această boală, din păcate, stai cam tot timpul cu sabia deasupra capului, dar trebuie să înveți să supraviețuiești considerându-te vindecat. De fapt, cred că acea vindecare de care vorbiți este în sufletul și în mintea noastră, în primul rând. Așadar, asta faceți cu pacienții dumneavoastră? Încerc să le induc. Adică prima gândul. Inoculare de încredere e aceea că sunt, că după etapa neagră a tratamentului, adică simptome adjuvante, absolut, reacții adverse destul de greu de suportat, pe care, credeți-mă, le suportă cu un stoicism remarcabil. De multe ori mi-am pus întrebarea, ce aș face eu dacă aș fi în locul lor? Mi-e frică să răspund la această întrebare. În fiecare zi mă gândesc, pacienți de vârsta mea sau mai mici ca mine sau mai mari ca mine, nu contează, cu situații de viață incredibile. Fiecare are o poveste, fiecare are povestea lui, pe care încet, încet o asimilezi. Avem pacienți atât de vechi, care vin la control atât de mult timp, încât le cunoaștem familia, nepoții, au între timp nepoți, ne arată fotografii, facem parte din familia lor. Asta trebuie să fie extraordinar. Da, asta este extraordinar. Și apropo de ce mă întrebați, ce anume mă face să o iau de la capăt zi de zi cu tot burnout-ul pe care orice medic cred că-l are, cred că acest lucru,
dorința aceasta de a vedea că am făcut și lucruri bune. Din păcate nu reușești la toți, dar în medicină nicăieri nu reușești. Întotdeauna, 100% să faci lucrurile. Deopotrivă și ratarea și utopia au această rădăcină comună, a încerca să vindești pe toată lumea. Nu poți să faci lucrurile atât. Trebuie să-ți accepti limitele. Atunci când ne-am cunoscut, mi-a spus asta, că deși aplic, spuneați, protocolul clasic medical, peste toate e și Dumnezeu. Absolut. Asta m-a convins. Cred că Dumnezeu lucrează prin noi sau pacienții așa percep lucrurile. Când spun Dumnezeu să ne ajute, de multe ori semnifică lucrul acesta. Cred în Dumnezeu și cred în dumneavoastră, dumneavoastră ca medic se referă, pentru că Dumnezeu lucrează prin intermediul dumneavoastră. Poate un oncolog să fie ateu, pentru că eu cred că orice ins, bărbat sau femeie, neatins cumva de grația religiozității, se vede, el nu poate truca, nu? El nu poate să joace, să pară că interiorizează relația cu divinitatea când de fapt nu o face. Vă mărturisesc un lucru. Nu am avut niciodată o educație religioasă deosebită, în mod deosebit din familie. Deci nu am plecat cu o pornire religioasă în meseria aceasta. Dar am descoperit pe parcurs că fără acel Dumnezeu pe care fiecare îl interpretăm în felul nostru particular, acea credință în bine și în faptul că poți să faci bine și acea energie pozitivă pe care o regăsești în tine și în oamenii din jurul tău, fără acest lucru nu se poate. Și poți să-i spui în orice fel. Poți să-i spui Dumnezeu, poți să-i spui cum dorești. Dar cred că la final, cuvântul este dumnezeire. În urmă cu 2-3 decenii, știm cu toții, era foarte ocultat acest verdict medical. Diagnosticul ăsta era totdeauna în sotovoce și terapeutul, medicul, indiferent că era chirurgul sau oncologul de după operație, preferau să nu spună direct pe nume acestei boli necruțătoare. Acum dumneavoastră și alți colegi, cum procedați? Că mi se pare în continuare că sunt grade complet diferite de intensitate. Unii o spun brutal și fără pregătire. De fapt, cum e mai bine? Sau cum ați constatat personal că trebuie făcut? Am avut șansa să fac în cursul pregătirii mele profesionale un curs de îngrijiri paliative. O competență, ca să-i spunem pe nume, care m-a ajutat foarte mult să înțeleg ceea ce trebuie să-i spun pacientului și cum anume să-i spun și când anume să-i spun. În principiu, trebuie să-i spui pacientului ceea ce dorește să audă. Oh, interesant. E un versant la care nu m-am gândit. Pentru că el trebuie să fie pregătit pentru ceea ce tu trebuie să-i spui. Sunt de acord, dar îmi sugerați că o altă competență, dincolo de îngrijirile paliative pe care le-ați asumat, și asta e un lucru foarte bun, înseamnă că medicul trebuie să fie dublat neapărat de un foarte, foarte bun psiholog. Cred că fără să vrem, suntem psihologi neatestați. Psihologii au o pregătire în spate extraordinară. Noi facem un fel de psihologie primitivă, dar instinctuală, cu pacientul nostru. Nu ai cum să nu faci acest lucru, altfel nu găsești o relație de comunicare cu el. Trebuie să fii un fiind psiholog, să-i înțelegi dorința din acel moment. Nu-i spui unui om care este înspăimântat de posibilitatea de a auzi un diagnostic de cancer, ai cancer și vei muri, prognosticul tău va fi în 3 luni sau în 6 luni. Nu poți să-i spui așa ceva unui om. Pentru că s-ar putea să aibă o reacție total exagerată, devastatoare. Da. Deci da, asta implică și o minciună socială, categoric. Implică, nu? O minciună socială, dar pe care o manageriezi în timp. Pentru că îl vezi odată, nu îi spui prima întâlnire lucrul acesta, dar pe parcurs îi spui în cuvinte pe care el să le înțeleagă, la nivelul lui de înțelegere, că are această boală, pentru că el trebuie să-și accepte diagnosticul ca să poată să-și accepte tratamentul cu toate reacțiile adverse. Și lupta, fără îndoială, că ați vorbit mai devreme și am fost de acord. Cu oricâtă cutremurare implică asta, e o luptă pe viață și pe moarte. Pe care
eu lucrez cu adulți. Adulții își asumă ei înșiși tratamentul și diagnosticul. Nu putem prin intermediar să facem lucrul acesta. Nu putem să le spunem că le punem vitamine sau... Da. Da? Deci trebuie să știe cu ce au de luptat. Nu se poate altfel. Și chiar dacă nu află la prima vizită la medic, află la următoarele cu siguranță până să înceapă un tratament. Nu ai cum să lucrezi cu un pacient care nu știe diagnosticul. Nu ai rezultate. Nu ai rezultate. Sunteți mulțumită ca medic primar atât de experimentat și implicit de iubit de pacienți, de stadiul prevenției nu. În România? Nu. Pentru că asta e o problemă. Asta este o problemă. Ați atins un punct sensibil. Sunt cancere pentru care s-a încercat, s-a tentat, s-a făcut cât de cât ceva în prevenția cancerului mamar prin popularizarea efectuării mamografiei la timp sau controalelor senologice sau ecografiilor mamare. Pentru cancerul de col uterin, prin popularizarea controlului periodic ginecologic pe care o femeie trebuie să-l facă, dar din păcate nu la scara la care ar fi nevoie și nu în canalele mediatice pe care omul de rând le accesează. Deci, cred că este nevoie de mult mai mult impact mediatic. Dați-mi un exemplu, vă rog. Și acum împing răspunsul dumneavoastră spre postura dacă ați fi mâine ministrul sănătății. Sincer, dacă aș avea posibilitate, nu vreau să spun lucruri care poate nu trebuie spus. În loc de anumite reclame extrem de obositoare, cred că ar trebui mai multă reclamă pentru profilaxie, pentru prevenție. În orice boală, nu numai în cancer, sunt foarte multe boli care pot fi prevenite. A avea o anumită atitudine corectă, a te duce la controle medicale, periodice, pentru asta avem medic de familie. Sunt oameni care nu au fost de ani de zile la medicul lor de familie, care nu și-au făcut un set simplu de investigații medicale. Nu trebuie tomografie să faci în fiecare an, dar îți trebuie să ai un contact medical. Acum, legiferatorii acestui diagnostic, sau cum să le spun, cumulând aici mai multe autorități și organisme și instituții, spun că, de fapt, cancerul de niciun tip nu mai este o boală mută pentru că are o simptomatologie de avertisment. Sunteți de acord? Nu. 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 Nu, pentru că prea mult vedem cancere cu simptomatologie destul de nespecifică. Sunt simptome digestive, poate, simptome urinare, simptome de căi respiratorii, de boli de căi respiratorii, pe care foarte multă lume le pune pe baza unor boli obișnuite. Pacientul trenează cu niște tratamente nespecifice fără să facă investigații superioare, de nivel superior. Uneori, la investigații simple, la o radiografie pulmonară, poți să nu vezi o tumoră. Foarte mulți pacienți sunt revoltați. Dar de ce am făcut radiografia anul trecut și nu s-a văzut nimic și anul acesta la tomografie am o tumoră pulmonară? Da, se poate la un anumit nivel să nu fie vizibilă prin investigații simple. Cred că tocmai contactul acesta dintre medicul cel mai apropiat, medicul de familie și informația pe care îi oferi, am avut aceste simptome și nu m-am tratat nici acum de ele și mă mai duc o dată și mai spun o dată, pentru că și medicul acela este asaltat, are pe zi foarte multe, dar tu ca pacient trebuie să fii responsabil și să atragi atenția asupra unor simptome pe care nu trebuie să le neglijezi. Din păcate, nu suntem învățați, nu suntem educați din grădiniță, din școala primară, să fim atenți la corpul nostru și să ne îngrijorăm atunci când ceva nu este în regulă. Dacă eu vin cu o limită și cumva cu un reproș pe această linie, spunând că investigațiile specifice, exact cum ați zis mai devreme, nu sunt accesibile oricui, costă mult. Costă mult, da. Cum putem repara asta? Cred că numai cei îndrituiți pot să răspundă la acest lucru. Haideți să răspund eu cumva cu statistici. De pildă, pentru notificări din anul în curs, 2019, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, strict pe pacienți oncologici, cheltuie anual doar, zic statisticile, care sunt la vedere și deci verificabile, 12.002 lei
anual per pacient, mie mi se pare o glumă. E de foarte, investigație imagistică. Este foarte puțin, adică e chiar puțin. O glumă. Cred că este de 5 ori mai mult ceea ce se consumă de către pacienți în afara relației cu Casa de Asigurări de Sănătate. Nu mă pricep să dau cifre și nu am informația necesară și îmi cer scuze. Am vrut să confrunt aceste realități pentru întrebarea seacă dureroasă, ce fac ceilalți? Ce fac bătrânii care nu pot acoperi? Din păcate, da. Oamenii ce fac acestea? Limitele de vârstă, nu? Oncologia infantilă, nu-i domeniul dumneavoastră, nu. Dar sunt suferințe aceeași. Din păcate ajung să fie diagnosticați târziu. Asta este o realitate crudă. Și din păcate nu mai au nici acces la tratamente potrivite, ca să spun așa, într-un anumit stadiu. Și atunci este o categorie de pacienți care scapă posibilităților terapeutice. Lucrați cumva la patru mâini. Este, să zicem că e cazul chirurgului care... Da. Extirpă, curăță, cum am auzit, curăță, între da. Pacienți, da, curăță, mamă. Da. Și acest pacient în parte tratat, sau cum să zic, primul mare pas da. Fiind făcut, e livrat spre oncologia medicală de care vă ocupați dumneavoastră da. Și care e o variantă lungă în timp. Da. De tratament. Și lentă cumva, da. Nu? Din fericire, chirurgul are apanajul faptului, actului efectuat cu rezultate bune. Da. În foarte multe totdeauna cazuri. Totdeauna se spune, de la chirurg ești vindecat da, și operația a reușit. Da, exact. După aceea te duci la oncolog, care îți dă el niște otrăvuri și nu o să te simți tocmai bine. Pacientul e mai fericit când pleacă de la chirurg decât când vine la oncolog. Cu alte cuvinte, vă simțiți și ca o împărăteasă otrăvurilor? Nu chiar, dar nu chiar, aproape. Dar, da, cumva aproape. Ar trebui, ținând da. Cont că în acele... Acum am văzut că aveți niște scaune de chimioterapie chiar moderne, da. Ceea ce e foarte bine și felicit și primăria și spitalul că au făcut această... A făcut această investiție, da, care era absolut necesară. Da. Aș vrea să punctez un lucru. Nu se poate face un tratament corect fără o echipă, o echipă multidisciplinară. Chiar dacă într-un spital nu ai posibilitate să faci și chirurgie, și oncologie, și radioterapie, medicii trebuie să colaboreze între ei. Și cred că ceea ce facem noi și încercăm să împingem sistemul, să ne ajute să facem mai mult, este această colaborare între colegi. În primul rând, punem mâna pe telefon dacă este nevoie. Lăsând la o parte că pacientul însuși trebuie să se ducă la fiecare medic în parte și aici este într-adevăr un punct negativ pentru pacient, dar pui mâna pe telefon și vorbești cu colegul de la capătul celălalt, cu chirurgul, cu radioterapeutul, obții o planificare pentru pacient. Este mult mai simplu să-l ajut să facă lucrul acesta. Și lucrurile curg mai ușor. Este bine și pentru tine ca medic, pentru că aplici la timp un tratament și pentru pacient care se simte cumva salvat din groapa aceasta în care alunecă. Și salvat și protejat, da, și protejat, fără îndoială. Da. Este absolut necesar. Fără echipă nu se poate. La ora actuală, în oncologie, nu se poate fără echipă. Și cred că nici în alte specialități. Dar chiar dacă nu ai pe loc, la locul unde lucrezi, întreaga echipă, trebuie să-ți o formezi, să-ți o relaționezi altfel. Suntem colegi de generație care ne cunoaștem. Putem să înțelegem despre pacientul respectiv altfel, atâta timp cât reușim să vorbim între noi. Și e mare lucru. Practic, în dar această rețea vieții, pot da. Să-i spun astfel, livrați cumva și povestea celui care urmează să treacă de la dumneavoastră la pachet. Da, pleacă la pachet. La pachet povestea, da. Și acum vă întreb, pentru dezertorii din această rețea, ca să le spun așa, într-un fel poate apăsat, cei care ies spun refuz chimioterapia, aveți multe situații. Este dreptul lor să facă lucrul acesta. Datoria ta ca medic este dacă tu crezi cu adevărat că ceea ce îi oferi pacientului are un beneficiu pentru el. Și sunt situații în care aproape că îmi vine să-i leg la mine să facă ceea ce trebuie, dar sunt situații în care nu întotdeauna eu le pot promite ceea ce speră ei să aibă. Și atunci, dacă tu crezi cu adevărat, trebuie să-l faci pe omul acela să aibă încredere în tine și să accepte, să se deschidă în fața ta. Dacă acceptă lucrul acesta cu bună știință, are și eficiență. Dacă nu,
el este liber să facă ce vrea. Pacientul nu este obligat să facă nimic în sistem. Fără îndoială, doamna doctor, dar acum, fiind într-o societate digitală, cu toate păcatele ei, acest nefericit de pacient, copleșit de ceea ce îi se întâmplă, ajunge, cum am ajuns eu însămi și alții, la bilanțuri publicate care le spun celor în cauză că șansa de supraviețuire este 50% cu tratament, direct cu chimioterapie, și în egală măsură 50% fără chimioterapie. Fără chimioterapie. Și atunci cum se orientează bietul de el? Poate să leagă stând față în față cu un profesionist. Da. Și atunci partea a doua poate să leagă doar uitându-se în niște reviste. Și el sigur trebuie să decidă dacă alege ceea ce citește sau alege ceea ce simte la omul din fața lui. Da, aici este m-ați convins. Simplu. Deci, practic, îl are de comparat și de ales, da, implicit, între un tabel, o statistică dintr-o negru pe alb sau online și contactul direct, că de fapt aici e meritul și povestea și recompensa de la un om la altul, când stă, așa cum ne aflăm noi două, ochi în ochi cu cel care... Absolut. Asta cred că îl determină pe pacient să aleagă un lucru sau altul. Iar dacă el este atât de convins că nu dorește să facă chimioterapie, este absolut dreptul lui. Ce vreau să se înțeleagă e că pacientul care a fost, să spunem, operat și este vindecat din punct de vedere chirurgical și operator, nu mai are tumoră, nu mai are boală, are indicație sau nu are indicație să facă chimioterapie. Nu toată lumea trebuie să facă, din fericire, da? Deci nu toată lumea trebuie să facă. Chimioterapia este doar un tratament ajutător în foarte multe cazuri. De asta se și numește adjuvantă, chimioterapia adjuvantă. Ajutătoare pentru a consolida răspunsul chirurgical și a preveni evoluția bolii. Dacă un pacient care la acest moment este vindecat, este fericit, nu mai am boală, este convins că nu dorește să facă chimioterapie, își asumă un risc pe care îl regăsește în statistici. Și atunci va fi dreptul lui să aleagă dacă dorește să facă un tratament sau nu. De altă parte, intuiesc că la primul refuz, să spunem, în fața chimioterapiei, faceți cumva trimiteri și spre terapii hormonale, spre inhibitor oral, nu? Pe care se iau... Depinde ce situație ai în față, depinde de situația medicală deci a pacientului. Aveți cumva o claviatură, nu foarte mare, dar existentă, de variante. Pacientul are mai multe. Și acum vă întreb, sunt și în România și peste tot, peste ocean și în toată Europa, clinici care comercializează, nu pe mai mult sau mai puțin bani, remedii fitoterapeutice, naturiste, nu știu, cu praf de stele, cu pământ adus de pe lună, cu venin de scorpion din Cuba. Ați atins un punct foarte sensibil. Suntem în fiecare zi aproape puși în fața pacientului care ne cere astfel de explicații sau de soluții. Speranța lui este că aceste tratamente îi aduc o vindecare și nu îi aduc reacții adverse. Ce vreau să vă spun? Am o formare alopată, nu homeopată, deci nu pot să îndepășesc condiția educațională, dar nu vreau să arunc cu piatra. Pot să menționez, în schimb, că o mare parte din medicamentele citostatice sunt produse din plante care se regăsesc în jurul nostru. Acele terapii promit lucruri fără un studiu în spate. Nu avem nimic comparativ. Noi putem să spunem că unor pacienți în stadiu 4 tratamentul chimioterapic îi aduce atâta beneficiu, doar atât. Asta putem să spunem pacientilor. La modul statistic vorbim, bineînțeles, există și excepții. Dar nu putem să spunem ce beneficiu îi aduce terapia alternativă. Eu nu mă pot pronunța despre un lucru pe care nu-l cunosc. Și nici acele broșuri informative pe care le găsește pacientul nu pot să-i ofere. Doar găsește niște exemple de persoane absolut necunoscute care spun în gura mare că s-au vindecat de cancer, dar n-ai nicio dovadă palpabilă că măcar au avut cancer. Eu le-am spus pacienților mei că atâta timp cât unul dintre ei va veni tratat prin alte mijloace pe care eu nu i le-am putut oferi, o să mă gândesc foarte mult dacă mai fac această meserie. Dar
din păcate, n-a putut nimeni până acum să-mi schimbe gândul. Deci nu ați avut această Nu, versiune. Această experiență nu am avut-o. Aș dori să fie un leac pe lumea aceasta pentru pacienți, pentru că nu le pot oferi vindecarea tuturor. Deci, și nu eu, că nu sunt eu, ci sistemul în sine și metodele actuale de tratament. Încă nu sunt pentru toată lumea de vindecare, dar nu cred într-un panaceu. Dacă ar exista, poate că ar răbufni undeva. Dacă stăm să ne uităm, totuși sunt atât de multe terapii alternative care promit ceea ce nimeni nu poate să promită. Da, exact cum ați spus, încât... e o cutie Pandorei pe care absolut. N-am să o deschid absolut. Aici. Am vrut absolut. Doar părerea dumneavoastră și am avut-o. Într-un panaceu personal tot aș crede și acela, vi l-am împrumutat de la începutul discuției, e încrederea, absolut. Această alianță care da. Se creează sau nu între doi oameni atunci când vorbesc despre o suferință și n-am decât să le spun celor care sunt sub îngrijirea dumneavoastră să aibă viață lungă și sănătate și dumneavoastră atâta seninătate și bucurie încât să ne revedem, cine știe, curând și cu soluții noi, cu acea speranță cu care ați început medicina, că vindecarea e aproape. Vă vindecarea mulțumesc. E aproape. Eu vă mulțumesc și sănătate tuturor. Așa să fie. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc.